Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea calităților motrice combinate. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică este alcătuită din deprinderi motrice, care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacitățile coordinative, forța și rezistența. Mijloacele privind dezvoltarea calităților motrice combinate presupun folosirea unor acțiuni motrice, exerciții fizice care să vizeze viteza, îndemânarea, forța și rezistența. În clasa a 5-a, mijloacele privind dezvoltarea calităților motrice combinate vizează viteza, și anume viteza de reacție, viteza de execuție, viteza de deplasare și viteza în condiții de coordonare, îndemânarea sau capacitățile coordinative, coordonarea acțiunilor segmentelor față de corp, manevrarea de obiecte, echilibrul, forța, și anume forța dinamică segmentară și forța dinamică segmentară în regim de rezistență, și rezistența, și anume rezistența cardiorespiratorie la eforturi aerobe și rezistența musculară locală. Mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice combinate. Exerciții cu partener. Se pot dezvolta diferite forme de manifestare a calităților motrice de bază. Exemple. Hopa mitică. Doi elevi față în față, la distanță de o jumătate de metru, fiecare încearcă ca prin lovirea palmelor colegului să-l dezechilibreze. Timp de lucru 2 minute. Lupta cocoșilor. Într-un spațiu delimitat, din poziția ghemuit, se va încerca atingerea cu palmele la nivelul gambelor colegului. Timp de lucru 1 minut. Mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice combinate. Ștafete. Se pot dezvolta mai multe forme de manifestare ale calităților motrice de bază. De exemplu, alergare șerpuită printre jaloane, îndemânare, săritură peste 1-3 obstacole, forță, trecere pe sub un obstacol, îndemânare, deplasare rapidă înapoi, viteză. Prin lungirea traseului sau repetarea acestuia de 2 ori, se poate dezvolta și rezistența. Se pot combina exercițiile prezentate la fiecare calitate motrică de bază. Mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice combinate. Jocuri de mișcare. Se pot dezvolta diferite forme de manifestare ale calităților motrice de bază. Exemple. Leapșa, ulul și porumbeii dezvoltă viteza și rezistența. Năvodul pentru viteză și forță. Ferește-te de minge pentru viteză și îndemânare. Vânătorul și rațele, miriapodul pentru îndemânare, forță și rezistență. Trenul pentru viteză, îndemânare, rezistență. Ferește scapul, mingea șarpe, huștiuluc pentru toate cele patru calități motrice de bază.
Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1 Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.